aș avea eu limbui o mie și mii de buze să cuvânt. Pe tonuri mii o armonie spre slava cerului pururi sfânt. I-aș scumpii mei frați și surori, mulțumim Domnului pentru o nouă zi de dimineață când ne găsim într-un număr așa frumos în casa Domnului. Mărit să fie numele Domnului! Mulțumim Domnului că ne-a ocrotit și ne-a păzit. Și vă rog să nu descurajați ceea ce vedeți că se întâmplă de la o zi la cealaltă. În cuvântul Domnului găsim atâtea îndemnuri frumoase și atâtea învățături, și Apostolul Petru zice în capitolul 3 cu versetul 11, dacă nu greșesc, toate aceste lucruri au să se strice. Cei ce sunteți de 25, de 30 la 35 de ani în Australia, nimic nu mai e la ora actuală ce a fost când a venit noi.
De la o zi la alta s-a schimbat toate lucrurile, dar ar dori ca prin toate trecând să ne schimbe Domnul inimile, să ne pregătească să fim gata pentru împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Cerem aceasta din partea Lui Dumnezeu și credem că El va fi Cel care ne va ocroti și ne va păzi și ne va purta de grijă. În dimineața aceasta venim cu mulțumire înaintea Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a ocrotit și ne-a purtat de grijă până aici. Ne-a rugat pentru cei care trec prin suferință, prin necazuri, prin încercări. Dumnezeu încă a păzit biserica noastră aici și nu s-a întâmplat nimic până la ora actuală. Dar sunt în alte părți tragedii ce se întâmplă. În America, în Europa, în toate părțile. Motiv care îl avem în dimineața aceasta e că rugăciunile noastre credem că a ajuns înaintea Domnului pentru tot ceea ce am venit, pentru cei în suferință, pentru familii, pentru noi toți cei dragi care suntem aici și facem parte din biserica din Perș și aș dori ca în dimineața aceasta, așa cum omului Dumnezeu David și că a fost împărat, a trecut prin necazuri, prin încercări și în Psalmul 142, câteva versete, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs de cazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâgnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne! Către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, slăvit să fie numele Domnului. Omul acesta a fost un om cu vază, a fost împărat, a avut oameni care l-au înconjurat și totuși a avut parte de zile de întristare, lacrimi și o viață trecută prin multe valuri și furtuni. Suntem și noi în vremea aceasta la fel și doresc ca Dumnezeu să ne mărească credința. Domnul să primească rugăciunile noastre pentru toate cauzele cu care venim. Și în Psalmul 139, 5 versete. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. În dimineața aceasta am venit cu toți și suntem aici și mai mult ca atât, înaintea noastră este aici pâinea și rodul viței care ne vom împărtăși în dimineața aceasta. El ne cunoaște pe fiecare, frați și scumpe surori, tineri, vârstnici, bătrâni, care ați hotărât în săptămâna aceasta, că s-a anunțat cu o săptămână înainte că va fi cine astăzi, apropiați-vă și faceți lucrul acesta, să ne împărtășim cu toții. Zice că cine nu mănâncă pâinea aceasta și nu bea din paharul acesta, nu are viață în el însuși. Noi nu vrem să fim niște oameni pierduți, niște oameni mor, să venim numai de formă în locul acesta, să ne vadă frață că suntem aici. Și când e vorba de cină, încetucul, când se anunță că ne vom coborâ pe genunchi, să anunțăm punctele care urmează, ne retragem și ieșim afară. Vrăjmașul e atâta de șiret în vremea aceasta. Nu-i nicio problemă, ai timp luna viitoare, dar nu mai știi ziua de mâine a cui este. Aș dori ca în această dimineață, când aceste elemente sfinte sunt înaintea noastră, cu credință, să avem curajul să ne apropiem. Dacă cineva are de făcut o mărturisire, sunt 6, 7, 8 lucrători aici, la care vreți puteți să vă vărsați focul inimii ca înaintea Domnului și să fim împărtășie și într-o legătură strânsă și în această dimineață. Slăvit să fie numele Domnului! Omului Dumnezeu David îl ducea în rugăciunea lui și în plângerile lui, căci Domnul cunoaște când se scoală, când se culcă, unde pleacă, de unde vine. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine, binecuvântat să fie numele Domnului. S-a întâmplat cu careva dintre voi în săptămâna aceasta să fi fost mâna Domnului peste voi, la servici, la locul de muncă unde lucrați, l-a condus mașina pe drum? A fost Domnul de partea noastră, mărit să fie numele Domnului. El e Cel care ne ocrotește. Și dacă ajungem în deznădejde și zice de multe ori, rugăciunea mea nu mai este ascultată, nu mai știu ce să fac. David zicea, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și mâna Ta este peste mine. Aș dori ca mâna Domnului să fie peste toată adunarea în dimineața aceasta.
peste copiii noștri, peste frați, peste surori, peste toți care suntem aici și Dumnezeu să binecuvânteze slujirea noastră în rugăciuni, în cântare, în ascultarea cuvântului, în tot ceea ce vom face aici. Domnul să binecuvânteze slujitorii de dimineață care sunt înaintea dumneavoastră pentru slujire, pentru împărțirea pâinii și a rodului viței aici și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Venim într-o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului că ne-a purtat de grijă. În Psalmul 148, 149, 150, cred că nu-i ceva nou că spune lucrul acesta omului Dumnezeu, David zice, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, să lăudăm pe Domnul dimineața aceasta, frați și surori, în rugăciunile noastre, în cântările noastre, iar în a doua parte a rugăciunii, să venim într-o rugăciune de mărturisire. Îi cu neputință să nu fi fost ispitiți de vrăjmașul, în diferite metode cu care el umblă și caută ca să-i prindă pe mulți în cursă, să venim înaintea Domnului, să rugăm ca El să ne ierte și să căpătăm trecere înaintea Domnului. Domnul să mijlocească la Tatăl pentru noi în dimineața aceasta și rugăciunile noastre să fie primite înaintea Lui. Așa cum stăm în picioare, venim în rugăciunea aceasta înaintea Domnului pentru cele două puncte amintite. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Înainte de cântare și următoarele rugăciuni, aș vrea să fac câteva anunțuri. Primul, am primit acele pamflete care trebuie completate. Vă rugăm frumos, completați-le și în timpul cântării care urmează, se vor colecta pentru ca să avem o evidență după cum ni se cere de autorități. A doilea anunț, după rugăciunea cinei, luarea cinei, rugăciunea care se face pentru mulțumire imediat după cină, nu la sfârșitul programului, avem solicitări pentru ungere cu unt de lemn. Frați și surori care doresc să li se facă ungerea și consideră că Domnul face și rezolvă problemele lor, sunt rugați să se gândească și atunci când vor fi invitați să vină în față pentru ungere. De săptămâna aceasta, începând cu ziua de mâine, prin ajutorul Domnului, împreună cu conducerea bisericii, am hotărât o săptămână de post și rugăciune cu toată biserica. Am încercat o ordine alfabetică, vă rog, uitați-vă, pronumele de familie care începe cu literele respective, vom avea sau vom fi cuprinși în zilele respective de post. De ce ne-am gândit aceasta? Uitați-vă să vedeți vremurile în care trăim acum. Cred că suntem foarte conștienți, că nu mai e mult. Și așa cum obișnuim să spunem, cel ce vine va veni. Domnul nostru este atât de aproape. În condițiile acestea ne așteptam, la nivel mondial, nu vorbesc doar la nivel de biserică, dar și are amprenta și pe biserică, ne așteptam la nivel mondial să existe o trezire spirituală și oamenii să realizeze, credincioșii, să realizeze că este timpul să se pregătească, să caute un de lemn cât mai poate să găsească. Imaginați-vă când va veni trezirea aceea, că e mirele chiar la ușă și vine. Se vor trezi toate fecioarele, dar nu va mai fi timp de găsit ulei. De ce să nu o facem la timp? Ne confruntăm, sigur revin, la nivel mondial, dar și la nivel local, de slujbe la care, în loc să se intensifice atenția, lucrarea, concentrația, prioritatea, se răresc. Tineri, frați, surori, renunță la cântarea de laudă, la cor, la orchestră, la alte formații, la grupuri de închinare, la alte slujbe, ușieri și așa mai departe, avem probleme până și în parcare și în toate privințele. Haideți să ne rugăm Domnului în privința aceasta și să postim. Am încercat modalități de consilier, de sfat, de, eu știu, liderii de formații, de convingeri și nu s-a reușit. Singurul care poate să intervină în momente de genul acesta este numai Dumnezeu. De aceea consider că este atât de important să accentuăm, va trebui să avem post și rugăciune și Dumnezeu să se îndure și să ne asculte și să ne revenim la o stare de a fi gata atunci când vine Domnul nostru. Deci să nu uităm, săptămâna aceasta, toată săptămâna, biserica, după cum este pus acolo pe zile, literele respective, cei cuprinși între literele respective, vom avea post și rugăciune. Duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va da zile și sănătate, să ne întâlnim din nou în casa Domnului și să încheiem această săptămână de post și rugăciune. Dacă nu vor fi rezultate, vom continua până când Dumnezeu se va îndura. Dumnezeu să se îndure și să ne binecuvinteze. Cântăm pentru slava Domnului în timpul acestei rugăciuni, dacă mai sunt pamfleți care trebuie dați, vor fi dați, să le colectăm împreună, după care din nou ne vom ruga Domnului. Yeah.
Binecuvântat să fie Domnul! În dimineața aceasta, frați și surori, bine ați venit în casa lui Dumnezeu! Bine ați venit unde este prezența lui Dumnezeu și toți împreună putem să simțim prezența Lui. Mulțumim Domnului că încă o dată și-a revărsat
bunătatea față de noi. Încă o dată, încă o zi, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dorim să facem o rugăciune pentru cei care sunt în suferință, dar totodată am și o altă rugăminte. Vreau să dau citire de la un pasaj și cu drag vă invit să vă ridicați în picioare dacă este posibil. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7 până la 12. În ziua din întâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicii lui. Și a lungit vorbirea până la miezul nopții, scuzați. În odaia de sus, unde eram adunați, era multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbirii a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din către acatul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât și l-a repezit spre el și a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el, scuzați-mă. După ce s-a suit iarăși, afrânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multe vremuri până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mare mângâieri. În dimineața aceasta vrem să ne rugăm în mod special pentru cei tineri care trec printr-o încercare. Avem acest exemplu de Eutih. Eutih, ca și nume, de fapt, înseamnă norocos, lucky. Dar cât de lucky a fost el, să zic așa? Pentru că vedem situația lui. Poate, dragi tineri, tinere, care suntem în locul acesta, poate chiar dacă venim în casa lui Dumnezeu, am ațipit. We have fallen asleep. It's too much, it's too long, it's too hard, it's too frustrating, it's too annoying. Dar poate am ațipit și am adormit. Era multă lumină în casă, era multă lumină în odaia de sus, dar însă el l-a retras undeva la fereastră. Somewhere where it was nice and reserved, perhaps a bit more, not as bright, nu așa de multă lumină. Și a stat frumos acolo. Putem să blamăm pe Eutich, putem, dar trebuie să ne uităm aici. Pentru că două motive aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta. Două motive. Primul rând, ca Dumnezeu să trezească tinerii bisericii noastre, primul rând, și zicem ca Domnul să facă acestea. Nu pentru că noi suntem ceva, ci pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne-a promis și ne-a făgăduit că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu trezește, că Dumnezeu scoate. Din orice legătură ar morții, Dumnezeu poate să facă acest lucru. Ăsta este primul punct. Și cum am zis, poate de multe ori noi uităm și facem cu degetul și nu este bine, frați și surori. Al doilea lucru este să fie oameni capabili, ca Dumnezeu să ridice oameni capabili să speak life, să vorbească viața în rândul oameni căzuți, tineri căzuți. Nu să-i dea cu piciorul, să-i vorbească, to speak life, să-i ridice. Drag tineri, ce ești? De multe ori poate suntem rapizi să spunem, nu te-am văzut, sau de ce nu mai vii, sau anumite chestii care poate, cum cade lor? Mai bine fie spus, cum e sufletul tău? Cum e pasiunea ta? Cum e dragostea ta față de Dumnezeu? Oameni de aceștia pe care să ridice, to speak life into. Pentru că au nevoie, dragi tineri, avem nevoie, aveți nevoie ca Duhul Sfânt să vă trezească. Omul poate să vorbească cât vrea el, frați și surori. Aici am văzut, Pavel a vorbit și tânărul s-a ațipit, frați și surori. Nu contează cine stă aici în față. De multe ori noi spunem că poate îi boring sau îi cum ar fi, dar chiar dacă ar fi un Pavel care a fost un vorbitor extrem de bun, un scriitor al at least one third of the New Testament, deci a fost un autor foarte bun și a vorbit, totuși
o ațipit. Și o ațipire acesta este un lucru care trebuie să fim foarte atenți, dar totodată mai bine să ațipești, ascultați foarte bine, în casa lui Dumnezeu decât să ațipești afară. Pentru că în casa lui Dumnezeu, ațipând aici, te văd, frații, să uită fratele, ce este cu tine, drag tânăr? Unde-i pasiunea ta? De ce ai, why have you grown cold din ceea ce faci tu? Mai bine să fii în casa lui Dumnezeu, chiar și cu încercarea ta, chiar și cu starea ta, chiar și cu lucrul pe care tu treci, mai bine să fii în casa lui Dumnezeu decât să fii altundeva. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să binecuvintează întreaga adunare. Toți cei care, dacă starea, am căzut într-o stare de ațipială, vedem că următorul lucru, după acest tânăr, Pavel a văzut peste ce toți oamenii au văzut. Și nu toți oamenii pot să facă acest lucru, frați și surori. Dar Pavel a văzut peste acesta și a spus, nu, tânărul ăsta nu a murit. Nu a murit. Și l-a ridicat din nou la viață. Asta cere de la noi Dumnezeu, să ridicăm pe oameni de la viață, să-i smulgem din starea aceea care Duhul Sfânt ne îndeamnă, ne încurajează. Și prin aceasta ce se va întâmpla? Va fi o mărturisire, va fi o mângâiere pentru întreaga adunare, va ridica starea. Cum tinerii, când au fost revărsarea Duhului Sfânt, cât de mare bucurie a fost în biserica noastră, cât de mare bucurie că Duhul Sfânt a lucrat cu semne și cu minuni în viața cei care s-au ridicat oamenii, cei care s-au predat cu adevărat. Nu doar o formă, ci care s-au predat cu adevărat. Și zicem că în timpul acesta, frați și surori, vom avea o săptămână de post și rugăciune. Noi credem că Dumnezeu se va îndura. Noi credem că Dumnezeu va ridica. Starele din lume nu se va fi mai ușoare, frați și surori. Starea și lumea prin care trecem, lucruri va fi și mai grele. Hard times will come. Noi ce facem? Acum este în respectul nostru. Ce facem noi cu timpul acesta? Haideți să facem cât e posibil să ne pregătim noi, să binecuvântăm, să ajutăm, să ridicăm pe cei care sunt căzuți, frați și surori. Acum este timpul, acum este momentul să nu mai zăbovim. Haideți așa cum stăm să intrăm și să ne rugăm Domnului plin de credință și Domnul va lucra. Amin.
Vă invit din nou să reocupați locurile. Îmi cer scuze că va trebui să mai fac un anunț, parcă cu inima atât de strânsă, ca să nu fim înțeleși greșit. Am primit o confirmare de la frații care sunt afară, frații din conducerea bisericii, care au numărat și acele pamflete și au numărat și persoanele care sunt în biserică. Ar trebui să fim 238 aproximativ. Suntem 320 și peste. Vă rugăm frumos, foarte frumos, cu inima strânsă, să nu fim înțeleși greșit. Nu mergem acasă. Avem sala de sus liberă, unde pot să încapă suficienți și dacă sunt în două încăperi, chiar dacă sunt sub același acoperiș, nu este problemă. Vă rugăm, dacă se poate, în timpul acestei cântări, care o vom cânta din nou, după care iar ne vom ruga Domnului, cei care doresc și au pe inimă și nu sunt jenați de lucrul acesta, vă rugăm, încercați să faceți locuri și să mergeți în sala de sus. Și acolo se va putea viziona, exact ca și în biserică, doar pe ecran. Să găsim înțelegere. Domnul să vă binecuvinteze. Cântăm pentru slava Domnului. El ne binecuvintează, sufletele celor ce se încred în El. Când avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru scump, Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă sensul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se încrede Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele acelor ce se crede în El. Se crede Domnul, are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele acelor ce se crede în El. Stai o clipă, meditează, sufletul se-nvi, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, vei afla viață astăzi cu Iisus.
se crede Domnul, are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se crede în El. Cine se crede Domnul, are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se crede în El. Dragii mei, vă spun și eu, bine ați venit în casa Domnului la închinare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și atingerea Lui să fie în întreaga noastră ființă, în trup, suflet și duh, să ne facă întregi și în întregime pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dragii mei, este un timp de rugăciune și rugăciunea, așa cum am spus, este cea mai eficientă modalitate de comunicare cu Dumnezeu. Și prin rugăciune aducem cereri, mijlociri și tot felul de rugăminți lui Dumnezeu și El ascultă. Însă ca rugăciunea, și mă rog ca rugăciunea din dimineața aceasta să fie un succes spiritual, adică Dumnezeu să răspundă, să se implice în rugăciunea noastră și să lase binecuvântarea și atingerea Lui. Însă trebuie să recunoaștem că o rugăciune eficientă trebuie să fie precedată de anumite condiții și circumstanțe în care noi, ca și creștini, venim înaintea lui Dumnezeu. Altfel, rugăciunea devine un mijloc de oportunism. N-am mai încăpea în biserici, pe stadioane am fi plin dacă toți care am venit și cere lui Dumnezeu prin rugăciune și să crezi în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, să primești tot ce cer. N-am mai încăpea în biserici, n-am mai încăpea în stadion, pentru că s-ar crea acest oportunism. Omul a venit pentru că există un beneficiu și nu ni se cere nimic altceva decât să înălțăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu și El să asculte. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie ca cadrul spiritual al credinciosului, sau mai exact starea spirituală, statura spirituală a credinciosului, într-un cadru spiritual care precede rugăciunea, este modalitatea prin care Dumnezeu se implică, se interferează în rugăciunea ta, ascultă și răspunde rugăciunii tale. Vedeți, am vorbit aici pentru că acest cadru spiritual care precede, care înainte de rugăciune, vom face o rugăciune, a care rugăciunea următoare să fie eficientă, acum trebuie să creezi, nu ca să primești, ci ca să ai loialitate, să arăți loialitate față de valorile împărăției lui Dumnezeu. Să creezi un cadru spiritual ca rugăciunea ta să fie ascultată. Și am vorbit aici de un aspect, pentru că acest cadru spiritual este foarte complex. Am vorbit nu de mult aici de decizii, juruințe, hotărâri care trebuie să le iei, care sunt scripturale. Trebuie să arăți prin ele angajament, dincolo de răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos, al Dumnezeului nostru cel puternic. Fratele pastor Dumitru Popa spunea de o altă modalitate, din cadrul acestui mijloc spiritual prin care ne apropiem de Dumnezeu, înainte de rugăciune, postul. Postul face parte din acest cadru spiritual de pregătire pentru ca rugăciunea să fie ascultată și să fie un succes.
Dar am să vorbesc despre un alt aspect, tot din acest cadru spiritual care precede rugăciunea ascultată, despre un aspect care se numește slujire. Mulți mi-au spus, frate Duco, cine are curajul să iei decizii, hotărâri și ruințe? Pentru că trebuie să te ții de ele dacă nu intri sub incidența lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Dar am să vorbesc despre ceva care ne este nouă, la îndemână și în posibilitatea puterii noastre spirituale, despre slujire. Înainte de rugăciune, trebuie să creezi acest cadru, din nou spun, de decizii, hotărâri, de post și slujire. Spune cuvântul Domnului că Pavel a cerut să fie judecat de Cezar. A cerut să stea înaintea Cezarului și să dea socoteală pentru credința lui, pentru atitudinea lui. Și s-a urcat în corabie și a plecat spre Roma. A spune cuvântul Domnului că corabia a eșuat, a fost o furtună mare și toți din corabie, 276 de inși cu deținuți, cu personalul corabiei, au eșuat pe insula Malta. Insula Malta, care astăzi este statul Malta. Pentru prima dată acolo ajunge un creștin, Pavel. Pentru că acolo erau încă barbari care credeau în Dumnezei. Erau politeiști. Credeau în Dumnezei, mulți Dumnezei. Și Pavel este primul, așa cum semnează cuvântul Dumnezeu, că este primul creștin care ajunge în insula Malta. O insula barbarilor. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a trimis un înger la Pavel și i-a spus, în timp ce corabia era izbită de valuri, și i-a spus: Pavele, toți veți rămâne în viață. Ți dăruiesc pe toți. Veți, singura pierdere este corabia, dar voi veți ajunge să trăiți în continuare pe insula aceasta, Malta. Și Pavel spune oamenilor: uitați, eu sunt omul lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a făcut cunoscut că nimeni nu pierde dintre voi. Pierderea este a corabiei, dar dintre voi nimeni nu pierde. Și face el o precizare, se spune: eu, slujitor al Dumnezeului meu, slujitor, spune, slujitor al Dumnezeului meu. Și ajunge acolo cei 276 pe insula Malta, pe țărâm, pe tărâmul acela, și spune că barbarii care i-au văzut pe ei în situația în care erau, pentru că era frig și ploase, era o vreme urâtă, era frig și ploase, au făcut un foc mare, se încălzească pe toți și toți au stat în jurul acelui foc. Și cred că Pavel, când a văzut aceste circumstanțe, s-a gândit: acum este timpul să-mi caut o buturugă aici, o movilă, să mă urc pe ea și să le vorbesc despre Dumnezeu acestor deținuți și acestor barbari de aici, din insula Malta. Este o oportunitate, probabil s-a gândit Pavel, este o oportunitate să le vorbesc despre Dumnezeul meu, a cărui slujitor sunt. Spune cuvântul Domnului că Pavel este surprins într-o altă postură. Foc mare acolo, toți se încălzeau, barbari și toți deținuții care erau pe corabie. Și Pavel slujea. Pavel strângea mărăcini să pună pe foc. Pavel slujea deținuților și barbarilor de acolo. El era ocupat cu slujire, pentru că era un slujitor al lui Dumnezeu și el știa că Hristos a venit în lumea aceasta nu să fie slujit, ci el să slujească. Pavel strângea mărăcini. Nu s-a ridicat pe o buturugă, pe o ridicătură acolo să le spună: acum e momentul să le vorbesc despre Dumnezeu.
toți sunt aici, mă ascultă, este liniște, este o circumstanță propice să le vorbesc despre Dumnezeu. Pavel nu face. Pavel slujea. După aceea, când au văzut năpârca târnată de mâna lui, toți au spus, omul ăsta este într-adevăr un criminal. Pentru că dreptatea, așa cum numeau ei Dumnezeul lor, dreptatea nu lasă să trăiască. Dar când au văzut că el a scuturat năpârca în foc și nu i s-a întâmplat nimic, au spus că Pavel este un zeu. Au văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, spune cuvântul Domnului că acolo erau moșiile lui Publius, un moșier care, a cărui tată era bolnav de urdinare și de friguri. Și Pavel l-a vindecat. Și toți de acolo din Malta care au auzit de Pavel, de manifestarea puterii lui Dumnezeu prin Pavel, au dus bolnav și Pavel i-a vindecat. Ceea ce vreau să sublinez, frații mei, înainte de aceste vindecări care le-a făcut Pavel în Malta, pentru prima dată să ajungi într-un loc unde nu s-a auzit de Dumnezeu, înainte de această manifestare a puterii lui Dumnezeu prin vindecare a bolnavilor din Malta, oamenii l-au văzut pe Pavel slujind. Vedeți, dragii mei, noi vrem să vedem manifestarea puterii lui Dumnezeu și suntem îndreptățiți să vedem. Și toți spunem, ah, comitetul acesta, păstorii acesta, nu-i puterea lui Dumnezeu. Vrem să vedem manifestarea puterii lui Dumnezeu într-un mod evident. Și arătăm cu degetul altul. Dar cuvântul Dumnezeu din dimineața aceasta ne spune un lucru clar. Că ce a făcut Pavel, slujind, poți să faci tu care ești nemulțumit, tu care ești nemulțumită de manifestarea puterii lui Dumnezeu în biserica noastră. Poți să faci slujire sau nu? Poate nu poți să faci juruință, se frică, dar slujire poți să faci? Dacă ești nemulțumit de manifestarea puterii lui Dumnezeu în biserica aceasta, nu arăta cu degetul spre altul, spre păstor, spre comitet. Gândește-te că ceea ce a stat în posibilitatea lui Pavel este la îndemâna ta de asemenea. Slujire. Dumnezeu ne-a chemat la slujire. Hristos a venit să slujească. Asta a fost menirea Lui. Nu să îi se slujească, ci El să slujească. De aceea noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, suntem chemați la slujire. Slujirea, dragii mei, este parte din acest cadru spiritual. Împreună cu postul, împreună cu milostenia, împreună cu decizii și hotărâri. În cadrul acesta spiritual care creează condițiile ca manifestarea puterii lui Dumnezeu să se facă prin rugăciunile tale, ale mele și ale bisericii. Amin? Dumnezeu să ne dea o înțelepciune pragmatică. Să înțelegem că nu putem cere oricum, oricât și să așteptăm să primim. Nu primim! Trebuie să recunoaștem. Multe din rugăciunile noastre sunt neascultate, neîmplinite. Pentru că acest cadru spiritual care precede rugăciunea nu există. Nu există. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm pentru familiile bisericii, pentru biserica noastră. Toți avem probleme, toți avem necazuri, frământări. Avem cerințe înaintea Dumnezeu, de ani de zile sau de luni, le aducem înaintea lui Dumnezeu și așteptăm implicarea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Dar nu uitați, dragii mei, ce a stat în putință lui Pavel, care avea tot dreptul să vorbească acelora despre Dumnezeu. El a fost cunoscut și văzut ca un slujitor. A slujit acelor barbari și acelor deținuți. După aceea, au văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu. Noi am vrea înainte să vedem manifestarea puterii lui Dumnezeu și vedem noi ce atitudine mai adoptăm după aceea. Dar nu merge așa. Există principii
Și vorbesc foarte des despre aceste principii ale Evangheliei lui Hristos. Principii care trebuie respectate și împlinite în relația noastră cu Dumnezeu. Ne rugăm pentru familia Duma, Cristian și Bianca. Pentru familia Duma, Trandafir și Mariana, Duma, Lucian și Debora. Și pentru toate familiile biserici. Ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Amin. Să asculte rugăciunile noastre. Dar nu uitați că nu putem să ne postăm într-o situație de oportunism. Vin aici, trag aproape de biserică ca să-mi rezolve Dumnezeu problemele. Trebuie să creăm înainte de rugăciunea care este un succes. Trebuie să creăm un cadru spiritual care să ne confere acest drept prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos să fim ascultați și împliniți în rugăciunea noastră. De aceea, dragii mei, vă rog să vă ridicați pe picioare, să facem această rugăciune. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Ascultă-ne glasul, Doamne, și când privim spre cer, spre împărăția Ta și gândul nostru se înalță spre Tine, dă-ne, Doamne, tărie și putere să fim niște slujitori Ție, să creăm acest cadru spiritual care să ne dea dreptul să spunem, da, Doamne, uite-te la trecutul meu, uite-te la viața mea, Doamne, și ia aminte la ea și ascultă-mi rugăciunea. Altfel, dragii mei, ne lamentăm tot timpul că nu este manifestarea puterii lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu lucrează. Dar Pavel ne învață un lucru eficient. Haideți să luăm aminte la Pavel. Haideți să fim oameni înțelepți și prin Duhul lui Dumnezeu și capacitatea aceasta spirituală care a pus-o în noi Dumnezeu și este la îndemâna fiecăruia să slujești într-un mod sau altul lumea aceasta sau frații tăi. Slujirea este la îndemâna ta. Este în cadrul, așa cum am spus, potențialului tău spiritual. O poți face. Fă-o, dragul meu. Creează acest cadru spiritual ca biserica să se bucure de progres spiritual, ca familiile să se bucure de împlinire spirituală, ca tu, ca individ, să ai rugăciunile ascultate și Dumnezeu să facă lucrul acesta cu noi, cu toți. Ne rugăm cu toți împreună.
Păi vii să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Isaia, capitolul 53, citim între capitolul Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că suntem împreună. E un mare har, o mare binecuvântare și oportunitate în același timp de a ne revizui viața noastră spirituală, care considerăm că trebuie să ne o corectăm de fiecare dată. Știți, cu cât se maturizează un copil, cu atât devine mai sensibil, mai atent, mai grijuliu, mai responsabil pentru el și viața lui. Așa este și în privința spirituală. De fiecare dată când suntem împreună, suntem înaintea cuvântului lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și este o oportunitate să medităm la noi, la viața noastră și Dumnezeu să schimbe viața noastră într-un fel după cum îi place lui. Pentru că în noi, în fiecare dintre noi, există o luptă continuă. Noi suntem alcătuiți din două părți, dacă îmi pot permite să spun așa. O parte firească, pământească și una duhovnicească. Între cele două, înăuntrul nostru, în mintea noastră, în inima noastră, așa cum și Pavel recunoaște, există o luptă zilnică. În fiecare zi se dă lupta aceasta. În fiecare zi suntem ispitiți. Și de unde vin ispitele? Spunea Iacob că vine de fapt din lăuntrul nostru, din gusturile noastre, din nevoile noastre, pentru că firea noastră pământească își pretinde și ea gusturile, plăcerile. Dar tot în noi, în aceeași ființă, în mine, în dumneata, există și omul lăuntric, omul spiritual care mereu ne mustră când greșim, mereu ne atrage atenția, mereu ne face să ne îndreptăm privirile spre cuvântul lui Dumnezeu, spre voia lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spunea Pavel, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Ce este mai tare noi? Atunci când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, primim putere,
pentru omul din lăuntru. Fie dar și momentul acestei zile de părtășie un moment în care să primim putere în omul din lăuntru. Ca Dumnezeu să ne modeleze după voia Lui. Amin. Dorim să slăvim pe Domnul, așa cum obișnuim de fiecare dată, să glorificăm numele Domnului. Totodată aș vrea să mulțumesc celor care m-aud, sigur, în sala alăturată. Domnul să-i binecuvinteze pentru decizia frumoasă și sacrificiul care l-au făcut pentru alții, adică pentru noi care suntem aici. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să le răsplătească, dar în același timp, părtășia noastră să fie împreună cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și să ne bucurăm de această părtășie și răsplătire divină de fiecare dată. Cântăm pentru slava Domnului împreună cu grupul, după care corul slăvește pe Domnul cu prima cântare, urmată de fratele Petru și sora Lavinia Trif, Domnul să-i binecuvinteze, apoi și fratele Flavius Trif, Domnul să-l binecuvinteze, după care din nou corul va slăvi pe Domnul. Va găsi tovara mea rău-a, bucurii nespuse, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet tot păcatul meu, prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc.
Viața și-a dat.
crucea grea au ridicat cu cel ce-a fost nevinovat. Cu sulița-n coastă i-au dat sânge a curs nevinovat. Pentru mine, pentru tine, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus viața și-a dat. Sfinții în cer toți s-au unit și la
ce vezi. Stă crucea ca un monument sublim al dragostei cerești. În ea este puterea biruinței din calvar. Vreau să fiu atins de Iisus stând la umbra crucii Yeah.
Slăviți să fie Domnul! Fratele Morar va slăvi pe Domnul cântând, după care fratele Vasile Vara va avea mesajul din dimineața aceasta. Domnul să-l binecuvinteze! Slăviți și lăudați să fie Domnul! Venind în lume ca noi pierduți, să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota. Iisus Hristos m-a mântuit, știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său voi fi mereu eliberat. Ca un copil ce se încrede în tatăl său, pe acest pământ așa mă-ncred și eu în Domnul, căci de păcate mari El m-a eliberat. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita mă va ajunge, pe brațul său voi fi mereu eliberat. Când voi pleca în veșnicie la tatăl meu, ce m-a iubit îi voi vedea pe tron de slavă. El bordul morții l-a învins prin jertfa sa, știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său voi fi mereu eliberat. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său voi fi mereu eliberat. Amin.